Polițiștii au de urmat două scenarii. Primul dintre ele ar fi acela că hoții ar fi incendiat casa pentru a atrage atenția către incendiu, timp în care ei să acționeze liniștiți. Cel de-al doilea scenariu ar fi acela că hoții au profitat pur și simplu de faptul că toată lumea se afla la incendiu. Vorbim aici de reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, primar, polițiști și cam toți reprezentanții administrației locale. Cert este că focul a fost pus intenționat pentru a genera incendiul. Edilul comunei este tentat să dea crezare celui din tâi scenariu, considerând că la mijloc nu este vorba despre o coincidență, iar hoții au acționat premeditat. Da, foc întâi. E casa șoferului directorului de la agenția de finanțe. Și apoi au venit și au dat spargere la primărie. Și au dat spargere aici. Presupunem că sunt tot ei cei care au pus foc. Păi, din toată gașca de hoți din localitate, niciunul n-a fost la incendiu și unul dintre ei sunt în apropiere. Niciunul n-a fost la incendiu. Deci dumneavoastră după asta vă luați cine n-a fost la incendiu, l-a stins incendiu? Dar nu se avea poate să treabă. Nu fii când ești vecin cu alea la doi pași. Nu se poate să nu te duci la un foc. Polițiștii au găsit și ceva probe ADN, astăzi le-au trimis la IML la analiză. Adică să vedem. Ce probe ADN? Au găsit după ce? Nu știu ce probe au adunat ei, dar au trimis mai multe probe la IML la București. Înțeles. Presupun că au fost cel puțin 4, pentru că seiful era destul de greu. Câte kilograme avea? Avea în jur de 150 de kilograme de voie. Deci cu două zile înainte ne-au tăiat fibra optică pe traseu pe undeva de la camerele de supraveghere. Am anunțat polițiștii, șeful de post era... Și-au pregătit terenul. Și-au pregătit terenul, da. Dar ei n-au fost siguri că au tăiat foarte bine fibra optică în locul ăla și în noaptea spargerii au mai tăiat-o o dată mai sus. Bine că aia nu mai avea niciun efect. Că era deja și-au întâlnit. Dat și foc ca să ducă tot satul acolo. Și-au dat și foc ca să concentreze toată populația acolo și să lucreze în liniște la primărie. Dar erau mascați când au intrat în primărie? Bineînțeles, mascați. Cu mânuși, textile în mâini, pentru că poliția degeaba e poliție în localitatea Cucu. Ca să ajungă la casa de bani, hoții au spart lacătul geamului de la caserie și au spart ușa de la intrare. În căutare de bunuri, au spart și ușa de la biroul primarului. Asta e ușa de la caserie și cealaltă e ușa de la mine. Uitați-vă și pe cea de la mine. V-au spart și pe dumneavoastră? Da, au spart și ușa de la mine. Credeți că ați înlocuit 4 uși din primărie? Nu, două uși. Și ați avut și grilaj. La caserie am avut și grilaj. Uitați grilajul aici. Uitați. Au încercat să ia de pe el amprente. Da, nu s-au găsit amprente pe el, nu? Numai mânuși textile. Pentru că tocmai fusese închidere de lună, banii fusese răduși la trezorerie, iar în casa de bani se aflau sumele încasate recent, adică în jurul la 25 de milioane de lei vechi. Știam că nu am valori în casă, avusesem închiderea de lună pe 31 și dusesem banii la trezorerie Pitești. Câțiva bani ce încasasem întorcându-mă înapoi, având primarul ședință de Consiliu Local, ce mai încasasem în ziua respectivă, în valoare de 2500 de lei a mai fost. Era și grilajul rupt, ați găsit tot lacătul spart, grilajul rupt, ușa spart, casa de bani au încercat să o spargă în interior, nu a putut, am găsit fier jos, că avea două încuietori, sus una jos, că era formată din două compartimente, și a văzut că nu poate, fac zgomot, îmi trăsese jaruzelele ca să nu-i vadă, probabil că au mai avut și laternă ceva, sau au văzut cu telefonul mobil, cu laternă. Și apoi au cărat-o. Dacă au văzut că nu o sparge acolo, au cărat-o... Cât de grea era, doamne? Peste 150 kg. Era înaltă cât mine, un metru jumate, cred că avea, că era cât mine casa de bani. Foarte grea, peste 150, dar abia au mutat... Deci credeți că au fost mulți? Mulți, da. 4 inși solizi. Să zic așa, să nu se implice prea mult, că fi zis să nu împartă banii prea... Cât de dezamăgiți credeți că au fost când au deschis-o? Foarte dezamăgiți, pentru că s-a așteptat la valori mari, că ei știau că eu colectez și banii de apă de la casieră, cealaltă și a zis, cu banii de încasări, care nu și-au făcut calcul că eu la sfârșit de lună depun încasările. Asta a fost aici. Sau fi zis că am ridicat și banii pe salarii, că mai ridic la handicapați, la... În cauza a fost deschis un dosar de cercetare penală pentru furt calificat. Oamenii legii au prelevat probe și sunt pe urmele făptuitorilor.